Vă salutăm cu respect, distinși vlog spectatori. În vlogul de astăzi avem un anunț extrem de important de făcut. Nu întâmplător, vlogul ăsta a apărut astăzi, chiar de ziua mea, când fac 33 de ani. Exact, sunt născut pe 1 iunie și asta explică multe. Iordina, fă tu anunțul! Drums. Am hotărât să ne luăm casă. Casa noastră. Cui bulioneștian. E momentul să ne mutăm la casa noastră, cu casa pe numele nostru. E momentul să facem pasul ăsta. Și vă voi explica în minutele ce urmează de ce am luat decizia asta. Eu am pe canalul ăsta un clip foarte vizualizat în care am explicat de ce la momentul respectiv, acum un an și jumătate, cred, pentru noi era mult mai bine să stăm în chirie decât să stăm în casa noastră, să ne cumpărăm o casă. E momentul să schimbăm puțin povestea, pentru că și viața noastră s-a schimbat în ultimul an și jumătate enorm. Vă explicăm imediat motivele. Înainte de toate, Georgiana, spune-mi un scurt istoric al statului împreună. Da, noi stăm de 3 ani și jumătate împreună. Am stat practic în două apartamente. Primul apartament a fost cel de la Perla, unde am pornit de la purculițe și cuțit, nu aveam de niciunele, și una dintre cele mai mișto amintiri pe care le avem împreună legate de mutare acolo a fost o zi în care am fugit amândoi de la birou în pauză de masă pentru că sosise salteaua, sosise salteaua de pat. Și îmi amintesc și acum momentul ăla în care am pus saltea pe pat și ne-am trântit și eram fericiți, eram împliniți că am făcut pasul ăsta, că încep lucrurile să se contureze și relația noastră devine mai solidă, mai serioasă. Haide că tu ești cu vorbele. Să ne-a venit salteaua. Doamne, ce frumos a fost momentul ăla. Da. Ai zis, hai să mai stăm jumătate de oră aici în pat, înainte să ne ducem la birou. Da. Mamă, deci... Hai la muncă. Nu m-aș mai duce la muncă, e și ora, aș dormi. Cât e ceasul? E 2:30 ceasul. Deci aș dormi. A fost super momentul. Dar mă rog, ca orice lucru în viață, simți nevoia de schimbări, simți nevoia de altceva. Ne luăm la revedere de la scara noastră. Nu vine să cred. Așa că am trecut la Cui Bulioneștian 2.0. Da, bine. Hai la nou, hai la 2.0. Adică cel de pe care filmăm, cel din care filmăm vlogul și cel în care am trăit unele dintre cele mai frumoase momente din viața noastră, m-am emoționat. Da, aici, practic, m-a cerut. Aici, de aici am plecat împreună la cununia civilă. Sasha, tu rămâi acasă, boss, pentru că n-ai voie la primărie. Trebuie să-i dau ceva. Uitați-vă la ea. De aici a plecat Marian la nuntă. Hai că nu mă rănească. Hai că mă sparg, mă aici pe genunchi. De aici, aici pe canapeaua asta s-au întâmplat super multe surprize care sunt în vlog. Aici am trăit cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre, practic. De până acum. De până acum, exact. Nu cred că mi-ai luat norul. Ai mă, iubitul, mă. Dar noi ne atașăm atât de mult de casele în care stăm și chiar dacă nu erau ale noastre, erau ale noastre într-un fel. Chiar dacă nu scria numele nostru pe contractul ăla de vânzare-cumpărare, erau ale noastre, le-am personalizat. Și de câte ori mă uit la vlogurile de acolo, de la Perla, că acolo am stat, ăla a fost Cui Bulioneștian 1.0, mă emoționez de tare. Și cum, sunt sigur că acum când o să ne mutăm în casa noastră, la fel o să mă emoționez când o să văd cadrele astea de pe canapeaua asta, da. Știi? Dar e momentul să facem schimbarea asta și hai să vă expunem motivele pentru care e momentul să ne cumpărăm o casă, de ce s-au schimbat atât de multe lucruri într-un an și jumătate. Hai să vorbim de chestiile logistice de toate cele. Cum voiam să zic că nouă nu ne-a căscut un sac de bani în cap, deci se vor întâmpla niște lucruri ca să luăm casa asta. Exact. Să înceapă. În primul și în primul rând, casa o vom lua printr-un credit. Nu dispunem de toată suma, așa că asta este singura soluție pe care o avem la dispoziție. Hai să vorbim puțin despre motive. Primul motiv este că vrem un loc stabil. Când am făcut clipul acela despre care spuneam mai devreme, în care am zis de ce preferam chiria în momentul respectiv, eram amândoi angajați și niciodată nu știi cum e cu jobul, te muzi dintr-o parte în alta, dintr-un capăt în celălalt al orașului, sunt agenții de publicitate în Pipera, sunt agenții de publicitate în Berceni, agenții de publicitate în centrul orașului și întotdeauna e bine să fii cât mai aproape de job ca să nu petreci prea mult timp în trafic, de exemplu. Ei bine, noi acum, jobul nostru este viața noastră, noi asta facem. Creăm conținut pe internet și asta înseamnă că putem să facem asta de oriunde. Și tocmai asta avem nevoie de un loc stabil, un loc al nostru care
aspectul ăia noi să luăm deciziile. Adică poate aici unde stăm, peste 6 luni poate să vină proprietarul să zică: băi, știi ce, am o urgență, vreau să vând casa, a fost o plăcere să stați la mine în chirie, dar aveți 6 luni la dispoziție să vă faceți bagaje. Așa că casa, stabilitatea, sunt două elemente foarte importante în ecuația asta și tocmai de asta ăsta e un motiv. Al doilea motiv este că ne-am făcut niște calcule și ne-am dat seama că am putea ca banii pe care îi dăm pe chirie să-i dăm pe o rată la bancă. Suntem conștienți că altfel nu avem cum să ne cumpărăm o casă, nu provenim din familii bogate, nu ne-au căzut saci de bani din cer. Așa că am făcut calculele și am ajuns la această concluzie că preferăm să dăm o rată la bancă versus chirie ca să putem să avem locul nostru. Cel mai probabil rata va fi puțin mai mare decât banii de chirie, dar ideea e în felul următor. Multul lume ce fuge de responsabilitatea unei rate la bancă. Aoleu, ce te faci dacă nu mai ai bani, dacă îți pierzi job? Păi ce te faci cu chiria dacă nu mai ai job și nu mai ai bani? Că proprietarul, oricât de bună relație am avea noi cu proprietarul de aici, ce relație bună am avut și cu proprietarul precedent, omul și-o ia banii! Un alt motiv pentru care am luat această decizie este pentru că ne dorim foarte tare să zugrăvim noi pereții, să ne mobilăm așa cum ne dorim, așa cum am visat. Asta pentru că pentru noi casa asta nu o să fie doar acasă, o să fie și locul în care vom munci, locul în care ne petrecem tot timpul. Asta atunci când suntem plecați. Exact. Casa pe care o vom cumpăra va suferi niște modificări în direcția asta. Va fi un cămin pentru clanul Ionescian și un studio pentru acești doi vloggeri și această instagramăriță. Așa doarme pe Instagram. Casa asta se va transforma într-un cămin și un studio. Așa că trebuie să o personalizăm. Aici nu prea poți să faci foarte multe lucruri, că este casa omului. Da. Dar casa noastră va fi super personalizată, va fi mănușă pe cine suntem noi și ce facem noi. Eu deja văd dressing. Dressingul meu, doar al meu. Marian să-și pună hainele într-un dulap. Un alt motiv care e recent, să zic așa, dar nu înclină atât de mult balanța, ci la și altele, este faptul că România se îndreaptă într-o zonă bună. România a învățat puterea votului. Și asta o face să fie un loc bun în care să-ți dorești să-ți crești copiii, pentru că sunt convins că prin muncă și prin seriozitatea noastră a românilor, țara asta va fi un loc excelent unde să-ți crești copiii, unde să ai o casă pe care să o lași moștenire mai încolo copiilor tăi. Deci, e ok să deții proprietate în țara asta. Ce va însemna casa asta pentru noi? Păi, în primul și în primul rând, un upgrade pentru noi ca oameni și un upgrade pentru noi ca vlogger. Va fi căminul nostru unde amprenta ta, 80% și 20% amprenta mea, va face în locul ăla să fie acasă, templul nostru, să zic așa. Iar casa asta va fi și studio, va fi spațiu central al celor două canale de YouTube, Mariciu și Ionasca. Și, cum spuneam, și al contului de Instagram. Să știi că va avea un dulapior cu hăinuțe. Va însemna un upgrade și veți vedea că va arăta totul mai bine, veți vedea și un conținut, de exemplu, și pe partea de tehnologie. Am un monitor de 49 de inci pe care nu m-am apucat să-l filmez pentru că nu am unde să-l filmez în casă. Deci se vor întâmpla atât de multe lucruri frumoase în momentul în care ne vom lua casa asta și o vom personaliza și o vom face așa cum ne dorim, încât, Doamne, abia aștept momentul ăla. Da, suntem foarte, foarte nerăbdători să se întâmple mai repede. Și acum câteva detalii logistice despre toată povestea asta. Casa o vom lua printr-un credit ipotecar. Am ales să mergem pentru un credit ipotecar, nu prin creditul prima casă. Va urma un clip în care vom povesti de ce am ales creditul ipotecar și nu creditul prima casă. Toate clipurile astea vor fi în playlistul Cuibul Ionescian, pentru că va fi o serie întreagă cu toată aventura noastră. În momentul de față, Georgiana este angajata firmei noastre, firma noastră de producție video și ce facem noi, advertising și toate cele. Așa că ea este boasa, ea este șefa de pe contract de acolo, ea o să facă toate cele. Nu, practic eu sunt beneficiarul creditului, dar pe contract o să fim amândoi, că suntem căsătoriți. Încerc să mă păcălești, dar nu ține. Revenind, banca pe care am ales-o să ne ajute în accesarea acestui credit și în cumpărarea Cuibului Ionescian 3.0 este BCR.
Și pentru că am avut de-a lungul timpului foarte multe colaborări cu ei care au mers foarte bine, am îndrăznit să mergem către ei cu propunerea de a sponsoriza această serie de clipuri, care nu va fi doar despre aventura noastră în căutarea casei perfecte, ci va fi și o serie de clipuri în care ne dorim să dăm informații utile celor care vor să acceseze creditul ipotecar. Mare atenție! Nu ne va plăti BCR casa, nu ne va plăti BCR ratele. Tot ce se va întâmpla, se va întâmpla fix ca un om normal, pentru că așa suntem, vom merge la bancă, vom accesa un credit, vom plăti rate, este fix cum veți experimenta și voi dacă veți merge la BCR să vă luați un credit ipotecar. Clipurile vor fi semnalizate, de fiecare dată vom spune, toată povestea asta face parte și din campania BCR, dar noi ne luăm căsuță pe barba noastră ca un om normal. Va urma un proces interesant, foarte bine documentat, cu toți pașii, cu toate trăirile, toate emoțiile, toate nebunile prin care o să trecem în perioada asta, pentru că sunt convinsă că o să fie cu multe informații noi și lucruri la care nu ne așteptăm. Și pentru noi și pentru voi. Și pentru voi. Așa că rămâneți alături de noi și de playlist-ul Cuibul Ionescian ca să aflați toate informațiile, să vedeți cum se desfășoară toată nebunia asta. Ia zi, Georgiana, cum vrem noi să arate Cuibul Ionescian 3.0? Ideal ar fi să aibă 4 sau 5 camere, să fie o casă la curte în București, însă ne mulțumim și cu un apartament într-un bloc nou. Da, e un vis foarte frumos ăsta cu casa, ne dorim să aibă să și ca spațiu de desfășurare, ne dorim... Ideea asta de casă are legătură foarte mult cu ideea de studio, pentru că noi o simțim pe pielea noastră acum când stăm aici la chirie, în chirie într-un apartament, când e lumea mai dragă și vrem noi să filmăm ceva pentru vlog, da. se trezește un vecin cu bormașina și începe și dă găuri vreo jumătate de oră, o oră, până îți trece cheful de vlog. Cu cât ești mai independent, cu atât e mai bine și pentru vlog și pentru liniștea noastră psihică. Acum, știu că ne dorim foarte mult casă, București, mai vrem să fie și în oraș, nu ne ducem în Corbeanca, că și acolo e super scump. Dar bugetul este, în primul rând, va fi un buget confidențial. Nu vom vorbi aici despre bani, despre cât ne costă fix, vom vorbi despre dobânzi, vom vorbi despre cifre, dar nu despre cât costă casa sau cât o să dăm pe casă. Mi se pare că e o chestie intimă. Chestie intimă, o chestie confidențială. Mai bine să o păstrăm așa. Dar ca idee, nu este cu mult mai mult decât un credit normal pe care și-l iau doi tineri însoreței care au un plan să vină și un copil la un moment dat. Adică fix în zona aia este. Desigur, noi suntem și foarte curajoși cu ideea asta de casă. Că pe lângă faptul costă ceva și nu e rău să ne dorim, sunt și niște costuri plus când stai la casă. Dar ce contează? Avem voie să visăm, nu se știe de unde sare peștele și apare o super casă. Am văzut câteva chestii și vom vorbi și despre case aici, vom merge, le vom vizita împreună și tocmai de asta orice căsuță care va apare vouă pe radar și îndeplinește condițiile astea, e în București, arată decent, are 4-5 camere și are un preț decent, să nu sărim foarte mult calul, este binevenită în comentarii sau puteți să ne trimiteți pe mail o link-uri, sfaturi, dacă aveți sfaturi în direcția asta, ca să trecut prin nebunia asta cu credit ipotecar, cu casă, cu toate cele, ne-ar ajuta. cuibulionescian@gmail.com. Am făcut o adresă special pentru acest proiect, pentru că e practic e proiectul vieții noastre de până acum, adică e foarte important, suntem foarte entuziasmați și foarte încrezători, în același timp puțin speriați, pentru că o să urmeze foarte multe chestii noi și, na, e un început pentru ceva urma. Un montan rus, ne urcăm într-un montan rus noi acum. Și tocmai de asta ne-ar face plăcere să fiți alături de noi, să ne ajutați cu sfaturi, cu link-uri, cuibulionescian@gmail.com și să fiți alături de noi în toată povestea asta. Orice întrebări, orice chestie, vor urma niște clipuri foarte șmechere, vom merge împreună la bancă să vorbim, să luăm credit, să toate cele, veți veni alături de noi. Orice întrebări veți avea de-a lungul timpului pentru oamenii de la BCR, noi vom reuși, că este un mare avantaj că am reușit să intrăm la ei, să vorbim, să facem aceste clipuri și ne vor oferi și informații prețioase pentru noi și și pentru voi. Păi, asta este surpriza de ziua mea, asta este cel mai tare cadou. Și surpriza și de ziua mea, practic, de cel mai mare cadou. Asta e cadou pentru cel puțin 10 ani de acum încolo, nu mai vreau nimic. Și sunt convins că va fi un cadou foarte frumos și pentru voi, pentru că, cum spunem,
cuibul ăla va fi și studioul și vom face niște vloguri. Doamne, doamne, dacă o să fac studioul ăla așa cum îl văd eu. Și studioul Georgianei, cămăruța ei cu hăinuțe cu vloguri așa cum îmi doresc. De exemplu, într-un vlog, multă lume a spus Georgianei, băi, dar de ce nu probești și hainele alea? Și pentru că ea nu are încă acel colț al ei în care și îl va avea. Adică, avea aștept, doamne, sunt foarte încântată și am promis că în colțul meu de rai va avea și să șică un colț. O să-i fac și eu un dulăpior. Va avea și la mine. Și la mine. Se cumpăr și o cane peluță de cățelă și am văzut eu pe un site. Urmează niște pergeli foarte interesante în acest vlog. Rămâneți alături de noi. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim BCR că te-ai băgat în nebunia ionesciană și că ne vei ajuta să luăm cuibul ionescian. Să înceapă nebunia, fraților. Fiți alături de noi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja și dacă vă uitați la clipul ăsta, gen după ce ne-am luat creditul și toate cele, vizionare plăcută pentru următoarele clipuri, playlist-ul este Cuibul Ionescian. Link în descriere. Acesta a fost vlogul de azi. Crăciun fericit. Cu toate că nu e Crăciunul. Sau poate e Crăciunul când te uiți la clipul ăsta.